Majoritatea cetățenilor Marii Britanii vor rămâne la țări în Uniunea Europeană și sunt favorabili organizării unui nou referendum pe această temă, conform unui sondaj Sky Data organizat la comanda postului Sky News, citat de Mediafax. Potrivit sondajului, 54% dintre britanici ar prefera rămânerea națiunii în Uniunea Europeană, 32% ar vrea retragerea din UE fără niciun acord, iar doar 14% susțin acordul negociat de guvernul Theresa May cu Bruxelles. De asemenea, 55% dintre britanici susțin organizarea unui nou referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană, iar 35% se opun unui nou plebiscit. La câteva ore după ce guvernul a aprobat acordul Brexit de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, 4 membri ai cabinetului May au demisionat. Premierul Theresa May a declarat că regretă că unii colegi au părăsit guvernul, dar consideră că face ceea ce este corect și că actualul acord redă Marii Britanii controlul asupra legilor, banilor și granițelor sale. De asemenea, documentul încheie jurisdicția Curții Europene de Justiție în Regatul Unit. Autoritățile din Columbia au inaugurat o tabără de corturi în Bogota pentru un grup de aproximativ 500 de migranți. Venezuelenii care migrează spre Statele Unite ale Americii locuiau de mai multe săptămâni într-o tabără improvizată la marginea orașului. Soluția aleasă de autorități este una temporară. Guvernul de la Bogota anunțând în acest sens că nu va mai accepta alți migranți pe teritoriul statului. Columbia a încercat să evite construirea unor astfel de tabere pentru migranți, temându-se că astfel vor stimula venezuelenii să caute să migreze spre Columbia. Număr și mai mare. Conform datelor oficiale, în acest moment în Columbia se află peste 1 milion de refugiați din Venezuela, majoritatea dintre aceștia în capitala Bogota. Milioane de cetățeni din Venezuela au ales să fugă din țara lor, unde economia este în criză. Populația se confruntă cu violențe și represalii din partea autorităților locale, persecuție politică și lipsă de hrană și medicamente. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat că va crea o curte de apel independentă care va supraveghea și se va pronunța asupra conținutului și a postărilor controversate urcate de diversi utilizatori ai rețelei sociale. Noul corp de control va avea puteri depline în a stabili dacă postările considerate nepotrivite vor rămâne online sau nu. Anunțul a fost făcut în timpul unei teleconferințe în care Zuckerberg a trebuit să explice dezvăluirile publicației New York Times despre utilizarea de către Facebook a unei controversate companii de relații publice, despre care Zuckerberg a recunoscut că nu ar fi trebuit să fie numită. Facebook este acuzat tot mai des că nu face suficient pentru a suprima aceste mesaje. Astfel, conținuturile controversate, detectate prin intermediul inteligenței artificiale sau raportate de utilizatori, vor fi revizuite de noua curte de apel. Aceasta va fi însă și responsabilă pentru luarea deciziilor în caz de litigiu. Competența acesteia și gradul de independență față de rețea vor fi determinate în lunile următoare, iar Zuckerberg a mai spus că acest organism va începe să funcționeze de anul viitor.